Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată, din nou, suntem în fața dumneavoastră cu o nouă temă și cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studioul nostru a unei persoane deosebite, a unui medic specialist, un prieten drag al emisiunii noastre, așa că fără să mai stăm pe gânduri, îi spun bun venit doamnei Ioana Istratoaie, medic, psihiatru și psihoterapeut. Ioana, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Iată-ne din nou, Ioana, de data aceasta nu din studioul Prodoces Media, ci de la distanță, de acolo de unde tu lucrezi, ești medic specialist și faci o treabă excelentă. Data trecută, dacă am discutat, să-ți aduci aminte, a vorbit despre diferența aceasta dintre psiholog, psihoterapeut și, bineînțeles, ceea ce înseamnă neurolog. Deci, practic, am încercat să înțelegem când și unde trebuie să mergem. De data aceasta aș vrea să începem seria de emisiuni despre care am discutat la trecută, o serie pe care am anunțat-o și datorită situației în care ne aflăm astăzi, situația aceasta de conflict, de război la granița României și mai ales uitându-ne în jurul nostru, la oamenii care vin, oamenii pe care îi vedem pe stradă, oamenii pe care îi găsim în metrou, în gări, în aeroport, sunt oamenii aceștia care fug de calea războiului, oamenii aceștia care caută pacea și își caută un loc de adăpost. E, în seara aceasta vom discuta despre o temă foarte dureroasă, spun eu, și prezentă în mijlocul nostru, și anume despre traumă. Așa că, Ioana, știu că te-ai pregătit pentru discuția noastră, vom vorbi despre traumă puțin la general și apoi ne vom concentra asupra ceea ce înseamnă trauma cauzată de conflict, de conflict armat, de război, de dorința aceasta de a găsi un loc mai bun, de fuga de moarte până la urmă, că până la urmă asta se întâmplă. Și mai ales aș vrea să aflăm împreună cu tine, Ioana, cum ne putem da seama, ce putem face și mai mult cum să tratăm, dacă se poate trata această traumă. Așa că hai să începem cu începutul. Spune-te, rog, cum putem noi defini sau cum medicina sau știința definește trauma din punct de vedere sau din toate punctele de vedere, așa cum o vedeți voi, medicii specialiști? Da, este cel mai important, exact, primul lucru, să definești problema și lucrul cu care se confruntă, pentru că cred că de-a lungul anilor s-a vorbit foarte mult despre traumă și prima dată a încercat să fie definită în 1871 trauma și tot a început la medicii specialiști, adică s-au confruntat și s-au interesat despre traumă după ce au văzut la soldați astfel de simptome care arătau a traumă, ceea ce noi azi definim traumă. Eu am făcut formarea de traumaterapeut creștin, este singura, cum menționam în cealaltă emisiune, că este singura acreditată și oficială și la Institutul de Traumaterapie din Germania. Și acolo am învățat mai multe definiții, ca să zic, pentru că am combinat mai multe tipuri de terapie, de traumaterapie, printre care cele mai importante au fost Michaela Huber și Bessel van der Kolk. Bessel van der Kolk este autorul cărții care a fost tradusă și în limba română, Corpul știe scorul. Corpul ține scorul. The Body Keeps the Score, asta este cartea. Și vorbește foarte mult despre efectul traumei și cum arată și ce se întâmplă, transformarea pe care o cauzează trauma în minte, în corp și în suflet. Și Michaela Huber și Bessel van der Kolk, amândoi, au dat o definiție traumei și Michaela Huber a spus-o foarte frumos, deci o explică, ea este în Germania un psihotraumatolog foarte renumit și cu experiență de zeci de ani în spate. Și ea a spus că trauma este copleșitoare, este primejdioasă, amenințătoare, excesiv de înfricoșătoare, ceva la care abia poți face față, legată de convingerea că nu vei putea răzbi, atât de teribil încât te gândeai că nu
nu are cum să se fi întâmplat așa ceva, și ceva asociat cu o durere sufletească și trupească enormă, ceva ce este fragmentat sau complet negat, chiar blocat de către creierul nostru. Ea a dat această definiție și Bessel van der Kolk, autorul și cel care chiar are și institutul care studiază trauma în Boston și este medic psihiatru și a făcut foarte multe studii pe tema traumei și le-a publicat, adică atât medicamentos cât și terapeutic, ce se poate face și toate descoperirile noi care s-au găsit. Și el a dat tot așa o definiție traumei pentru că s-a ocupat în principal cu veterani de război, deci tot așa are foarte multă experiență pe partea de ce cauzează războiul. Și el a definit trauma ca o experiență care depășește mecanismele de supraviețuire ale persoanei, precum și capacitățile acesteia de a reacționa la ceea ce îi se întâmplă. Și pentru acea persoană viața nu va fi niciodată la fel după experiență și în fața traumei creierul se schimbă la diferite niveluri pentru a se reajusta situației în care este ajuns de nou, adică dat așa din nou. Și sistemul nervos e pus total în alertă față de pericol și încearcă să se adapteze acestei situații imprevizibile de viață. E un proces foarte complex pe care persoana respectivă își dă seama că lumea pe care o cunoștea înainte s-a schimbat. Și lumea pe care a cunoscut-o devine o lume, de fapt, nu mai este din lumea sigură pe care o cunoștea, este o lume complet periculoasă. Și procesele care au loc la nivelul creierului de schimbare sunt foarte interesante, o să zic așa, cât mai pe scurt și cât mai pe înțelesul tuturor. Avem un sistem limbic, adică un sistem care lucrează în creierul nostru cu emoții și cu procesarea informațiilor care vin. Și e format din două regiuni, hipotalamus și amigdală. Și aceste regiuni se modifică pentru că ele înregistrează trauma, nu reușesc să înregistreze trauma și are loc o sortare haotică în creierul nostru a evenimentelor respective. Și atunci, în loc să se sorteze evenimentele, ele rămân undeva blocate în creierul nostru. În loc să ajungă din zona aia de sistem limbic, la zona aici la frunte, avem cortexul prefrontal și ăsta, el ne ajută să luăm decizii, să fim raționali. Cu cât mai dezvoltat e partea frontală, cu atât mai rațional ești ca om. Dar în momentul traumei este blocat accesul între sistemul ăsta limbic, adică de procesare a emoțiilor și a informațiilor, și sistemul rațional, cum ar veni. Și atunci informația nu se mai prelucrează și rămâne undeva blocată. Și pentru că nu are loc sortarea asta, sistemul întreg, corpul tău și creierul tău, rămân într-o stare continuă de alertă. Și asta duce la un nivel crescut de hormon de stres. Ești situația aia, cred că, care a auzit cam toată lumea despre ea, fight or flight, adică de luptă-fugă. Se rămâne în situația asta tensionată. Și ce interesant este că se mai separă și emisfera dreaptă de cea stângă și pentru că nu mai comunică cele două în timpul evenimentului stresant, noi avem în emisfera stângă centrul vorbirii. Și atunci nu mai trece trauma, adică evenimentul prin care nu mai, pe care îl treci, nu este procesat de centrul vorbirii. Și din cauza asta, noi avem vorba asta, nu, în popor, că n-am cuvinte să descriu prin ce am trecut. Da, chiar nu au cuvinte să descrie pentru că nu a trecut prin centrul vorbirii încă și n-a fost procesat evenimentul. Și îi ia mai mult timp unei persoane care a trecut printr-un eveniment traumatic să găsească cuvintele potrivite pentru a-și exprima emoțiile, pentru că încă nu a găsit cuvintele respective pentru ceea ce a trecut, pentru că trauma încă
îl ține în starea de alertă. Abia după ce începe să o proceseze și să se reguleze, așa se numește la noi când vorbim despre stresul ăsta, să pur și simplu să ajungă să-i scadă stresul interior atât de mult încât să poată să înceapă să proceseze ce s-a întâmplat. Și da, procesele astea au loc pe o perioadă, o să vorbim cam care este timpul, dar cam în principal când are un loc eveniment, când are loc evenimentul ăsta traumatic, are loc în câteva ore, da? Deci în cazul refugiaților încep bombardamentele sau se dă alarmă că începe orașul respectiv va fi sub atac și ai timp doar să te împachetezi și să ieși. Asta îmi povesteau foarte mult, că eu lucrez mult în clinică cu refugiați. Și eu am partea de, ca și psihiatru, îi tratez, dar și fac partea legală, adică am făcut foarte mult din hârtiile legale pentru a demersurile de a nu fi expulzați sau trimiși în alte părți. Cel mai des, din păcate, aici era expulzia către țara inițială care te-a preluat, cum sunt Grecia, Croația, Italia. Că din Austria și în Germania te expulzau înapoi în prima țară în care ai intrat. Și pentru ei acolo aveau loc multe traume și o să vorbim despre asta. Și din cauza asta era traumatizant și eu am făcut partea de demersuri legale în care trebuia să argumentez cum a fost evenimentul traumatic, cum l-au trăit și de ce nu se poate ca ei să se întoarcă înapoi în țara din care au intrat prima dată pentru că au trăit acolo și acolo evenimentele traumatice și atunci se retraumatizează, au loc o retraumatizare a refugiaților respectivi. Na, și deci din momentul evenimentului traumatic se desfășoară totul foarte repede. Apare o fază de șoc care durează ore până la săptămâni, dar de obicei ore până la o săptămână maxim, că după aia începe faza asta de expunere la eveniment, care durează cam 2 săptămâni și atunci încep să apară simptomele astea de depresie sau post-traumatice. Și apoi faza de recuperare în cazurile bune, care apare la 2 săptămâni, 4 săptămâni după ce a avut evenimentul traumatic. Și aici se diferențiază. Dacă trece de o lună, atunci e foarte, foarte mare nevoie de un medic specialist, de un medic psihiatru sau oricum prezentarea la un psiholog e foarte importantă în perioada asta, că se prelungește faza asta de recuperare și simptomele persistă și nu are loc o recuperare. Da, pentru că e foarte important să știi că corpul tău trăiește foarte intensiv toate simptomele de frică, prin frică, palpitații, tremurat, amețeală. Deci corpul nu poate fi decuplat de creier. Ceea ce creierul trăiește, trăiește și corpul. Și atunci corpul, ca să se reguleze și să încerce să se calmeze, își eliberează opiate proprii, se numesc endorfine, și încearcă să facă un slowdown al suprastimulării care are loc acum în corpul lui. Adică persoana respectivă începe să nu mai simtă durerea, se relaxează mușchii și respirația e mai lentă. Și asta e o reacție care apare natural și automat la toată lumea. Problema e doar că dacă în continuu apar factori de stres și iar sunt evenimente care se repetă, deci fie se repetă un eveniment traumatic, fie apar evenimente traumatice noi, atunci nu are timp corpul să se regleze și nu-și mai pot reveni. Ca în cazul acum a refugiaților, că până la urmă ei părăsesc casa și iau lucrurile, iau cel mai valoros copiii, rudele și fug. Și pentru mulți, poveștile care cred că la toți au ajuns e că la graniță se trezesc că soțul zice eu rămân, voi mergeți mai departe. Și atunci persistă stresul. Deci, pentru că majoritatea sunt femei care au trecut granița, ele acum nu pot să zic că se simt în siguranță, dar Rămân partea de conectate. traumatizare rămâne. Rămân conectate la problemă pentru că grija față de aproape de soț în cazul acesta e
E acolo, e în inima lor, deci... Și e frica că poate să moară, deci ele rămân mai departe în starea de tensiune și starea asta de alertă foarte accentuată, pentru că până la urmă acum nu s-a terminat pentru ele chinul. Ele au plecat, sunt în siguranță, dar ce s-a întâmplat cu soțul? Ce se va întâmpla cu țara lor, cu dacă mai e casa lor, dacă își mai găsesc locuința? Deci sunt multe întrebări cu care se confruntă. Ioana, o mică intervenție. Vreau să spun că am avut ocazia să vorbesc cu un coleg de-al meu care este chiar acolo în Kiev și ne spunea că după ce a reușit să-și trimită familia în afara graniței, el este mult mai relaxat acum și poate să ia decizii. El a fost nevoit să rămână pentru că asta a făcut. Dar ne spunea că după ce a aflat că toată familia e în siguranță, a ajuns... e în Cehia, deci practic din Ucraina a trecut prin Polonia și a ajuns în Cehia, e mult mai bine, el se simte mult mai să spunem, mai calm și mai stăpân oarecum pe sine față de ce era înainte și mai mult poate să se miște și să ia decizii mai repede. Înainte era foarte stresat, pentru că nu știa ce să facă, pur și simplu. Deci, pe de-o parte, pentru el e o mică eliberare, dar pentru familie rămâne în continuare. Exact, soția rămâne cu stresul că el este acolo. Pentru el, da, e o eliberare că soția e în siguranță, dar pentru ea nu este el în siguranță și atunci rămâne o stare de tensiune foarte ridicată. Și am înțeles că mulți chiar au avut problema că la graniță, adică conveniseră că trec toți împreună și la graniță s-au trezit că el a zis eu rămân și voi mergeți și au fost conflicte foarte multe care au avut loc acum. Păi n-a avut cum, pentru că gândește că toți bărbații între 18 și 60 de ani au fost nevoiți să rămână, pentru că așa e legea. Și deși am poate înțeles au... că s-au mai dat banii, s-au mai reușit și cu... Da, bineînțeles, dar vorbim acum pe calea legală. Ce vreau să te întreb, Ioana, foarte important este că vreau să stabilim un lucru de bază în apariția traumei. Reacția aceasta a organismului, a creierului. Cât de mult se poate controla? Hai să vorbim pentru un om matur. În momentul în care am o anumită vârstă, poate am mai trecut prin viață, să zic așa, am o experiență de viață, nu mă mai sperie poate chiar orice. Există oameni atât de cu o capacitate sau știu eu, cu o tărie așa interioară, astfel încât să limiteze efectele traumei? N-am zis să o elimine, ci măcar să o ia mai ușor așa puțin, să aibă efecte cât mai mici asupra creierului. Aici contează foarte mult exact viața omului până în momentul evenimentului acum de război. Pentru că dacă ne gândim, de exemplu, m-am gândit așa la un caz pe care îl știu, cei doi, soț-soție, n-aveau o relație bună și erau în prag de divorț și a venit războiul. Și au fost și separați acum prin migrarea ei și el rămânând acolo în urmă. Nivelul de stres la care ei erau înainte de evenimentul respectiv, de acest eveniment al războiului, era foarte crescut. Deci ei erau deja la un nivel în care oricum abia își gestionau emoțiile. Deci din cauza asta zic că depinde cum te prinde, pe ce picior te prinde acest eveniment traumatic. Pentru unii care au avut o viață care până acum a fost echilibrată și au avut resursele foarte bine ancorate și erau foarte echilibrați și atât în relațiile lor interpersonale, cât și în viața de lucru, în viața personală, dacă erau credincioși în relația cu Dumnezeu. Deci, dacă exista un echilibru până acum, au șanse și au capacitatea foarte mare să treacă prin acest eveniment traumatic fără să dezvolte o tulburare post-traumatică. Dar cei care au avut, deci cine sunt la risc, sunt cei care au mai avut experiențe traumatice în viață. Cei care, dacă au fost copii, cum sunt copilași și orfani. Așa m-a durut sufletul când am citit câte multe lucruri se întâmplă acum în orfelinatele de acolo. Ei sunt deja traumatizați și acum vine peste toată trauma asta încă una. Deci pentru ei va fi mult mai greu și aproape
Deci aici chiar trebuie intervenții ca să previi o traumatizare și dezvoltarea unei tulburări post-traumatice. Pentru că dacă mi-ai avut în copilăria ta momente în care te-ai simțit singur, părăsit, nu ai avut pe nimeni să te ajute și să te susțină și ai fost sau expus la abuz sexual, emoțional, la abuzuri spirituale, deci asta zic, orice fel de abuz, la o îmbolnăvire, expus la o îmbolnăvire bruscă, foarte gravă. Deci lucrurile astea, dacă au fost anterior în viață, deja ți-au scăzut capacitatea de a răspunde la un eveniment traumatic, mai ales dacă nu au fost procesat. Deci asta e important să știm că se poate să fie pentru unii oameni picătura care umplu paharul acum, cu acest război, iar pentru alții să fie un eveniment nou la care să facă față foarte bine, chiar pentru că tocmai aveau energie, aveau capacitate, aveau ceea ce se definește ca fiind decisiv în a face față cu un eveniment traumatic, este reziliența. Reziliența este un termen foarte vast, dar cel mai frumos din psihologie, mi se pare, și pentru care are legătură foarte mare și cu credința, mi se pare unul dintre lucrurile pe care ar putea să le facă oricine, să le dezvolte la el însuși, știi? Reziliența. Este capacitatea de a-ți reveni după un eveniment traumatic. E capacitatea elasticului, îl întinzi, Exact. dai drumul și își revine. Exact, asta e reziliența. Și faci față, adică te întinzi, deci ți se întind și ție hormonii de stres la maxim, totul e la maxim, doar că îți revii după evenimentul traumatic la forma inițială. Și reușești din evenimentul traumatic să faci o creștere, se numește creștere post-traumatică, a fost descrisă în 1995, de către Tedeschi și Calhoun, și ei vorbesc despre faptul că se poate să faci o creștere de asta post-traumatică în care să arăți că tu ai capacitatea de a-ți regândi viața și a da un reframing, știi? Să-ți regândești viața după acest eveniment traumatic care ai zis, uite, am învățat asta din acel lucru, am reușit asta, am avut capacitatea respectivă și îți redefinești sensul vieții, îți redefinești relațiile de pe baza lor, e mai multe autenticitate și empatie din dacă chiar cu adevărat treci prin procesul ăsta și reușești să înveți din el. Știi, avem noi o vorbă, Da. Ioana, o vorbă românească spune că ce nu te omoară te face mai puternic, știi? Cred că are Da, o rădăcină. parțial este exact. Deci, parțial, a zice un adevăr, doar că pentru unii, dacă e ultima picătură, cum am zis, într-un pahar deja plin, chiar îl omoară, nu este, nu îl doboară. Pentru mulți se poate, deci mai ales cu cei care au avut un istoric de traumă personală, asta deja e ce va pune pentru aceia care erau cumva la limită, acum e ce îi aduce peste limită. Bun. Ioana, hai să discutăm o situație reală. O situație reală vorbind în contextul în care ne aflăm astăzi. Tu ești medicul specialist și tu ești undeva la capătul, să spunem, firului, cel care ia decizii, care consultă, care prescrie un anumit tratament, care știe cum să trateze asemenea problemă. Dar gândește-te că dacă ai urmărit și știi că asta se întâmplă și astăzi chiar, bun, puțin mai organizat ca la început, dar totul se întâmplă. Oamenii vin din diverse surse. Fie că vin la granița terestră, fie că vin cu bacul la Isaccea, sau vorbim de România, da? Familii, copii sunt preluați de voluntari, sunt inclusiv de voluntari, oameni care pur și simplu nu au nicio pregătire în domeniul acesta, pur și simplu oameni, persoane fizice care vor să ajute și care vor să facă și ei ceva, da? Din dragostea aceasta de a face ceva. Nu am mult, majoritatea, de fapt, cred că nu am nicio pregătire în domeniul acesta, în a recunoaște sau a vedea cu ce se... Dar chiar și voluntarii sau organizațiile acestea, deși știu că sunt angajați ai Ministerului Sănătății, poate nu sunt
toți specialiștii în a recunoaște o persoană. Și din start cred că ar trebui tratat orice persoană care trece prin problema aceasta ca o persoană cu posibile traume, știi? Și atunci noi ca persoane, până ajunge la un medic, până ajunge la tine ca și medic specialist, cei care sunt în prima linie, cum pot recunoaște? Că știi, până la urmă, ei vin, sunt tratați, li se dă un ceai, se încălzesc, primesc ceva basic acolo, da, câteva alimente, dar la un moment dat sunt trimis la o cazare, fie că e într-o familie, fie că e într-un hotel, dar el rămâne cu problema. Ajunge la cineva acasă, ajunge poate într-o comunitate și oamenii aceia nu știu ce să facă. Ce ar trebui să facă? Cum ar putea recunoaște? Ce recomandare ai? Că până ajunge la tine, cred că e un pas. Sau unii poate n-au ajuns niciodată la un medic. Da, da, așa este. Așa este. Asta m-am gândit că e ce... care, da, lucrul cu care se confruntă acum România este total nou pentru România. Pentru că așa un val de refugiați nu a intrat în România, nu știu de când, dacă a mai intrat așa în halul ăsta așa de multă lume deodată după un război. Dar, în schimb, Germania și Austria au experiența asta. Și aici am făcut foarte multe cursuri pe traumă și refugiați și procesul de migrare. Și atunci pot să fac așa un mini rezumat, că să fie cât de cât de ajutor pentru cei care sunt prima linie, pentru că ei ar putea face cum ar veni triajul și să spună, cred că persoana asta are nevoie de un psihoterapeut sau un psiholog sau un consilier creștin sau oricum să trimite la cineva mai departe care ar ști să gestioneze mai bine cazul. O întrebare, Ioana, înainte de a continua. De obicei, recunoașterea sau spune, vine din exterior, persoana respectivă traumatizată nu prea cred că e în stare să spună să ducă, domne, vreau un doctor că sunt traumatizat. Nu cred că e. De obicei, nu, e adevărat? Da, 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 nu. O să-ți spună niște lucruri și asta să zic, că o să spună ceva de genul, nu dorm bine, am coșmaruri, o să spun cu cuvintele astea cum ar putea fi auzite de cei din prima linie. Poate să zic că poate să observe cei din prima linie că persoana respectivă nu poate să ia decizii. De exemplu, cum au fost unii care în decurs de o zi au zis nu merg în Germania, nu merg în Spania, nu merg în Croația, nu merg așa și nu erau în stare să iau o decizie dacă rămân, dacă pleacă și unde se duc. Asta este tipic traumei. Deci acut nu poți să iei decizie și ești indecis, îți anulezi în continuu planurile, ți le schimbi în continuu, ești iritabil. Deci asta le observi, ca și din prima linie observi că e la bărbații mai degrabă mai iritabil, mai agresiv, iar femeile mai retrase și mai închise. Cam asta este reacția în principal, așa mare, a genderurilor, cum reacționează fiecare la traumă. O să-i audă, o să-i vadă cum nu reușesc să-și gestioneze emoțiile. O să vadă că o să-i audă că zic mă doare capul, mă doare burta, mă doare piciorul și tot timpul e o durere care călătorește prin tot corpul și nu e specifică. Deci nu au neapărat o cauză, dar corpul și el țipă și zice mă doare, pentru că să nu zică psihicul mă doare, începe să zică corpul mai întâi mă doare, că ăla luăm mai mult în serios. Și o să-i vezi că sunt absenți, au momente când se pot uita în gol. Trebuie întrebați, e tot ok, ai gânduri care acum te preocupă sau ai senzația că nu prea mai ești așa printre noi și că începi să te îndepărtezi de realitate? Astea sunt semne deja de disociere și trebuie căutate și așa puțin întrebate, pentru că se poate să fie o persoană să ți se pară că e acolo și că interacționează cu tine, dar să fie complet absentă. Și să nu realizeze și să nu poată să-și concentreze atenția pe ceea ce spui tu și să te întreabă la câteva minute de ce ai spus, că nu mai știu. Și de fapt chiar sunt practic atât de îngândurați și atât de prinși de această spirală de gânduri încât nu reușesc să se decupleze de la ea și să intre în interacțiune cu tine om la om, știi?
dovedesc, mulți oameni îi poți observa că au probleme în relațiile cu cei din jur, intră în conflict sau aici mai degrabă ce am auzit de la mulți a fost că mamele nu mai reușesc să se conecteze cu copiilor, nu mai reușesc să-i alăpteze, nu mai reușesc să-i reguleze ei pe mamele pe copii, adică să-i liniștească. Dacă e o criză de plâns, ele își pierd răbdarea absolut din nimica, pentru că ele nu mai își gestionează complet propriile emoții și atunci nu mai pot nici să facă față la emoțiile copiilor lor. Da, și femeile se retrag, au tendința foarte mult de retragere și de izolare, de a fi, de exemplu, dacă observ că sunt foarte așa suspicioși, nu trebuie să o luăm personal, este foarte normal să fie suspicioși. Este, mi se pare chiar foarte nepotrivit să accepti cazare la oricine care se scrie pe un grup de Facebook, numai așa pentru că apare și sau la graniță oricine acolo care îți oferă o cazare sau un ajutor. Sunt cazuri deja raportate de copii care au fost răpiți de trafic uman. Deci este foarte, foarte grav asta să fie dezorganizat. Așa ceva totuși nu se întâmplă în Austria sau în Germania, sau adică deci, au fost mult mai organizați când au venit atunci primele valuri și acum. Deci chestia asta nu este ok să fie. Deci când am văzut pe grupurile alea și eu m-am agitat, am zis nu se poate să ia oricine pe orice, așa, pur și simplu. Eu am un loc pentru o mamă și un copil, să scrie un bărbat chestia asta pe un grup. E Adică periculos. normal că mă întreb și eu, adică, dar tu cine ești și unde te-ai înregistrat și cum putem da de tine a doua zi să vedem dacă mai trăiesc persoanele. Deci, nu, este o chestie, trebuie foarte bine verificat și este foarte de înțeles să fie tot oficial și să fie declarații și să fie înregistrări la vamă fiecare unde se duce. Deci, na, acum oricum au început, au intervenit organizații deja, că am văzut că au intervenit cele de trafic uman și au semnalat. Cred că la câteva zile după deja s-au activat, am văzut. Deci asta e foarte bine că asta este unul din riscurile cele mai mari care se știe din trauma de migrare, că apar acești pirați, acești cărători care îți zic că te duc gratis, îți promit marea cu sarea și apoi te trezești că ajungi acolo și îți cer bani, îți cer și multe alte lucruri și viața de pe tine, adică din tine. Adică este ceva care e cunoscut, că apare în această traumă secvențială, se numește, asta este specificul traumei din migrare, se numește trauma secvențială. Și o să vorbesc despre ea, sau pot să zic acum Te despre rog. ea scurt. A fost dezvoltată ca și concept în perioada cu Holocaustul, pentru că gândiți-vă că și atunci au fugit și au cerut ajutor și au fost luați și au fost tot așa în case care de oameni buni între ghilimele și de fapt s-au descoperit alte lucruri, că au profitat și că i-au vândut mai departe. Și deci de atunci, de când a fost cu Holocaustul, a fost descris prima dată această traumatizare secvențială. Doar că pe vremea s-au descris trei etape, acum s-au descris șase și au zis că în secvența 1 e statusul dinainte de fugă, exact pe care am discutat, cum erai înainte de fugă, erai deja într-un proces de stres și erai deja traumatizat, aveai deja un bagaj de probleme, adică datorii, știu eu câte mai aveai și erai deja la un nivel foarte stresant, poate chiar te-a dat afară șeful, deci cine știe pe unii cum i-a prins războiul și pe ce picior i-a prins. Și dacă era într-o stare conflictuală și atunci în statusul ăsta înainte de fugă se pune întrebarea cine a luat decizia de a fugi, dacă ai luat-o tu sau ai fost pur și simplu pus în situația de a trebui să fugi pur și simplu și te simți obligat să fugi, adică nu a fost o decizie voluntară, n-ai ales tu să fugi. Și apoi a doua secvență e fuga în sine și acolo apar astea cărătorii, acești pirați, se așa mai sunt numiți în literatură, care profită în diferite moduri pe care le putem citi în ziare oricât vrem, că ți se face rău când auzi. Din păcate, pe secvența asta de fugă apar cele mai des violurile, foamea, primejdia de moarte, deci astea trei sunt tot niște
lucruri care apar, niște evenimente care sunt traumatizante și pot să apară pe secvența asta în timpul fugii. În secvența a treia e partea de prima parte când ajungi la locul refugiului, adică unde te cazează, și acolo e experiența asta de lagăr. Am văzut, cred că toți, la televizor, cum sunt paturile puse una lângă alta. Nu știu dacă v-ați imaginat careva cum ar fi să stai în cameră cu 400 de oameni. Cum dormi noaptea, cum te duci în continuu dacă stai la baie și deranjezi, dacă plâng copiii noaptea. Deci este, nu ai spațiul tău, nu ai locul tău de a te regula, nu ai locul tău de a-ți reveni. Cu toți ne place să venim de la lucru și să ne întindem și să ne relaxăm și să avem un timp așa de liniște. E bine, nu există asta acolo. Ești constant între oameni, nu ai locul tău și nu ai, nu știu, să zici colțișorul tău în care de, al tău de rai acolo, să zici că îți faci tu 2 metri pătrați. Exact, că și aia erau mai buni, cred că, decât grămada. Pentru copii, evident că este foarte amuzant acolo să fie cu mulți copii și experiența de lagăr, poate pentru mulți e experiența de tabără. Dar pentru adulți, nu cred că toți, sigur nu toți, trăiesc asta la aceeași intensitate. Și în secvența 4 e cronicizarea temporarității. Adică tu rămâi în statusul ăsta de refugiat, de despărțit de persoane dragi, și ești nesigur dacă te acceptă țara respectivă ca și refugiat, cu statutul de azilat. Tu îți dai seama, treci de pe o zi pe alta, nu știi ce se întâmplă, ți aprobă, îți dă viză temporară, de lungă durată. Deci e un stres imens. Exact. Și nu știi dacă nu cumva vei fi deportat pentru cei care au fost în Afganistan și așa, și sau dacă se termină războiul, poate chiar zic a doua zi, gata, toată lumea înapoi. Deci este atât de multă nesiguranță care și asta contribuie mai departe la întreținerea traumei și la lipsa unei liniști și unei siguranțe de pline. Că, uite, am ajuns acum în siguranță, că asta e cel mai important lucru să știi. După o traumă am ajuns în siguranță, nu mi se întâmplă nimica. Și în secvența a 5-a și a 6-a se întâmplă destul de rar, este întoarcerea respectiv statusul de la refugiat la migrant înapoi la tine în țară, remigrant. Când trebuie să te readaptezi în țara ta care e praf, care nu mai găsești decât ruine. Da. Dar asta destul de puțin se întâmplă să te mai reîntorci. Dar astea așa sunt, ca să zic, traumatizarea asta secvențială, știi? Dar te rog, te rog. Nu, vreau doar să zic așa că e foarte important de știut că două treimi din oamenii care trăiesc evenimente traumatice reușesc să le proceseze. Reușesc să treacă peste și să nu dezvolte o tulburare post-traumatică. Doar o treime sunt cei care au riscul acesta și vor dezvolta de obicei după un eveniment traumatic o tulburare post-traumatică cu consecințe fizice și psihice. Și din cauza asta sunt trei lucruri care joacă un rol foarte important și decisiv. E natura, adică felul de traumă pe care l-au trăit, frecvența ei, gravitatea ei, dacă au fost combinații de mai multe traume, cum am zis aici de pe drumul ăsta, combinații de mai multe traume, asta le face așa de grav o traumă. Și apoi, genau, punctul 2 sunt aspectele personale, adică reziliența, capacitatea ta de a-ți reveni la forma inițială, resursele pe care le ai, adică am avut o familie foarte susținătoare, au în momentul ăsta o familie susținătoare, dar au avut și în trecut. Deci familia de origine, familia actuală, totul este, au relații armonioase. Au, pentru cei care au biserici stabile, cei care au un job sau o poziție, exemplu, care sunt academicieni acum, primesc foarte ușor acum un post, de exemplu, la Viena, îi angajează. Sau, adică peste tot, peste tot, s-a deschis foarte mult. Exact. Da. Deci este o resursă asta pentru ei, faptul că vor reintra repede în procesul job-ului. Studenții la medicină îi acceptă acum și la Viena și în România, am înțeles că îi acceptă, îi includ. Adică chestia asta pentru ei este foarte bine. Deci reincluderea și să aibă din nou activarea resurselor. Pentru ei job-ul și cariera era ceva și atunci rămâne ceva și rămâne o resursă importantă de stabilitate.
Da, și al treilea lucru, tot decisiv, dacă, adică ca rol decisiv, dacă va fi să dezvolte sau nu o tulburare post-traumatică, sunt circumstanțele externe, după ce a avut loc evenimentul traumatic. Dacă au ajuns primul loc în care au ajuns, dacă a reușit să le dea siguranța de care au avut nevoie și această și ajutorul de care au avut nevoie. Deci, dacă au găsit oameni în prima linie care să empatizeze cu ei și să-i ajute să-și proceseze evenimentul traumatic fără urmări. Asta e foarte important. Deci, astea sunt trei lucruri. Bun, Ioana, excelent până acum. Trece timpul foarte repede, să știi. Da. Mai avem 10 minute. Aș vrea să discutăm puțin câteva lucruri, câteva idei, câteva cuvinte despre cum vezi tu poziția copiilor în efectul acesta de traumă și în relația lor cu părinții sau cu aparținătorii. Că nu întotdeauna vin cu părinții. Ai văzut și tu că sunt unii care vin chiar fără părinți. Și apoi câteva recomandări pe care le ai tu în calitate de medic, așa pe limbajul nostru, a celor care nu ne pricepem, dar care putem până la urmă da o mână de ajutor. Deci, așa spre încheiere. Da. Legat de copii, trebuie să menționez că eu nu lucrez cu copii, nu am. Adică am făcut traumaterapia și pentru copii, dar nu lucrez cu copii. Doar în gărzi am avut parte să văd și da, au fost traume acute de obicei la copii ce am văzut în gărzi și cu ce mă ocupam. Dar așa în mare pot să spun că la copii se arată diferit o tulburare post-traumatică și ei fac altfel față. Deci ei sunt, să știți, mult mai rezilienți, mai luptători decât adulții. Și își revin dacă un adult stabil lângă ei, dacă mama este cea care rămâne stabilă și reușește să reguleze, să-l liniștească, să-i dea siguranța și senzația că este în ordine lumea, deci chiar dacă lumea în jurul lui este haotică, lumea lui micuță, mama e bine și mama e aici și mama e lângă mine, pentru ei asta face o mare diferență în procesarea evenimentelor traumatice. Și la ei, oricum, la copii, depinzând de vârstă, că se poate discuta chiar pe fiecare categorie de vârstă cum se prezintă tulburările post-traumatice, dar la ei, în principal, la cei micuți, așa până în 6 ani, se vede prin joc. Deci la ei o să se pot, dacă sunt pedagogi sau pe acolo prin zonă sau terapeuți care lucrează copii, pot să-și dea seama dintr-un joc în grup chiar dacă există copii acolo care au eveniment, care nu au procesat încă evenimentul traumatic și îl retrăiesc în continuu. Pentru că asta este una din trăsăturile, adică una din simptomele tulburării post-traumatice, retrăirea în continuu a evenimentului prin flashback-uri, prin amintiri din trecut care de la acel eveniment, cum au văzut unii copii, cum povestesc, au văzut cadavre, au văzut sânge, au văzut. Deci dacă le vin în continuu imaginile, o să iasă oricum în joc. Și la ei nu observi, la ei nu se vede ca la adulți, cum am zis că ai senzația că deodată sunt absenți și așa, adică la ei e diferit, apare mult prin joc și prin interacțiune, dacă discuți mai mult și petreci altfel timpul cu ei, mult mai one-to-one, așa, unul la unul, o să descoperi niște simptome care nu se văd așa de repede, pentru că copiii se joacă și sunt mult mai detașați decât adulții. Deci, dar o să observi tulburări de somn, asta poți să caute mămicile și ăștia first responders, prima linie, să se verifice tulburările de somn. Astea de obicei apar și la adulți și la copii printre primele simptome cu coșmaruri. Ioana, acum la final, te rog să ne spui câteva lucruri despre recomandările tale, cam ce ar trebui să facem, cum putem fi de folos, cum să nu o gestionăm greșit, da? Ce să nu facem greșit și mai mult, ca unii care ascultăm poveștile acestea de viață, că până la urmă oamenii se deschid, oamenii vorbesc și despre efectul acesta al supraîncărcării emoționale a noastră, a celor care suntem martori. Eu, hai să spunem pe bune de toate, ți se rupe inima văzând și ascultând
Chiar la televizor, chiar călătorind, n-ai cum să nu-i vezi. Bănuiesc că și în Viena, și în Linz, și eu acolo, peste tot sunt prezent. Cel puțin în aeroport, în gară, am văzut foarte mulți oameni. Câteva recomandări și pentru cei care sunt în prima linie și pentru cei care gestionează ce să facă și ce să nu facă, astfel încât când ajung la voi, că până la urmă trebuie să ajungă și la voi, la medici, să fie cât, să spunem, efectele acestea negative ale traumei să fie cât mai puține, astfel încât voi să aveți ce trata până la urmă, că dacă e un om aproape distrus, greu, greu de recuperat, pănuiesc. Da. Atunci o să încep să zic, cred că cel mai important e să fim atenți, primul rând, noi la noi înșine, să nu dezvoltăm o traumatizare secundară, prin faptul că poate apărea și prin expunere excesivă la știri, și dar poate apărea și cel mai des apare la cei care răspund în prima linie prin epuizare. Dacă citiți mărturia unora, dorm foarte puțin noaptea, deci chestia asta din start când am citit am zis ok, persoana asta nu rezistă câteva săptămâni în stilul ăsta, deci trebuie să ai foarte mare grijă să dormi, să te relaxezi, să ai ore fixe în care să faci, să dai acel ajutor și după aia să faci lucruri care țin de viața ta personală și de rutină. Rutina nu este rugină. Unii zic rutină, rugină, ruină. Nu este. În cazul traumatizării, rutina este una din resursele cele mai importante. Să ai o rutină îți dă siguranță, îți dă o liniște, este ceva cunoscut și ai nevoie, după atâtea lucruri necunoscute, să ai ceva cunoscut. Și atunci dă drumul la emoții. Plângi dacă trebuie să plângi, râzi dacă vrei să râzi în continuu ca să-ți faci, să-ți descarci hormonii natural de fericirii. Mănâncă, dar mănâncă lucruri antiinflamatoare. Deci să mergem cât mai mult pe dieta antiinflamatoare, dacă putem, și asta recomand tuturor. Deci evitarea zahărurilor. E foarte important. Oricum în corpul tău au crescut toți markeri inflamatori. Deci acum să mâncăm cât mai sănătos, că și asta ne ajută să ne ținem psihicul în ordine. Sport un pic, n-ar strica, mișcare, cât mai multă, și asta tot scade nivelul de hormon de stres. Și cel mai important, cere ajutor când simți că ai nevoie de ajutor. Caută pe cineva care să te ajute, să discute cu tine, să te ajute să te descarci, pentru că dacă nu, s-ar putea să strângi în tine și să începi să ai aceleași simptome de traumatizare ca și pacienții, zic acum, ca și oamenii pe care îi vezi. Cred că e valabil și pentru voi, pentru medici, că și voi sunteți supuși la aceleași... Da, este, deci traumatizarea secundară este pentru toate meseriile în poziție de ajutorare a oamenilor. Pentru că oamenii te consumă cel mai mult, lucru cu oamenii. Și atunci suntem pasibili la o traumatizare secundară și să facem fix aceleași cu atacuri de panică și să trăiești simptome ca ale traumatizării ca oamenilor pe care îi vezi. Și e foarte important, te protejează de o traumatizare secundară dacă nu ai avut înainte de evenimentul ăsta, tot așa, deci n-ai fost foarte stresat. Dacă ești un om matur spiritual, deci dacă ești creștin și ești matur spiritual, te protejează asta. Dacă știi să spui foarte bine granițele și să spui până aici pot, de aici nu mai pot, asta te ajută să nu ajungi la o traumatizare secundară. Și aici chiar recomand cartea asta, From Burnt Out to Beloved. Asta e o carte scrisă creștină despre cum să ai grijă de tine ca și persoană care lucrezi cu oameni care sunt traumatizați. Și din punct de vedere creștin. Da, și dacă ai o vedere, un world view, dacă vezi lumea destul de inflexibil, la fel te paște și pe tine o traumatizare secundară, și dacă nu ai relații sănătoase în jurul tău. Deci astea sunt niște factori de risc și persoanele astea sunt mult mai la risc pentru o traumatizare secundară decât alții. Și ca sfaturi așa practice, eu zic că e cazul și e timpul, exact cum ziceau Asociația de Psihiatri Creștini, să dezvoltăm ca și creștini reziliența la noi și să lucrăm în
dezvolta acești 10 factori de reziliență. O să-i menționez numai așa, deci chiar doar cu virgulă, îi enumăr, pentru că nu e timp și este un subiect foarte vast, dar ca să știi ce contribuie și ce face reziliența în viața ta, e foarte important, pentru că reziliența are 10 factori care o determină și care o întrețin, ca să zic așa. E un optimism realist și foarte fain că povestește că umorul te ajută, dar e, trebuie să fie și el un umor realist, nu exagerat. Înfruntarea fricilor te ajută să ai un compas moral. Religie și spiritualitatea sunt unul din factorii foarte importanți în reziliență. Dar aici e foarte important relația ta cu Dumnezeu, adică coping-ul ăsta pozitiv. Deci dacă aveai o relație bună cu Dumnezeu, dacă nu e, dacă ai o imagine greșită despre Dumnezeu, în momentele traumatizante nu te va ajuta. Dacă îl vezi pe Dumnezeu ca un Dumnezeu rău, care pedepsește, care face rău, care nu-i de partea ta, care te lasă la nevoie, deci contează și cum îl vezi pe Dumnezeu, nu doar că ești credincios. Apoi suportul social. Am zis, despre ea am vorbit mult, modele de reziliență. Uite, cum e Viktor Frankl, să citească cartea Omul în căutarea sensului. Un psihiatru care a rezistat și a supraviețuit unui lagăr de concentrare. Și a scris o carte extraordinară. Și el e un model de reziliență și mulți alții. Richard Wurmbrand, nu mai zic. Deci e foarte important să ne luăm aceste modele de reziliență acum și să ne interesăm de ele. Să facem fitness este unul din factori. Deci toate astea care le enumăr au fost de-a lungul a 70 de ani verificate cu studii, meta-analize, adică din aceste studiile cele mai calitative. După aia fitness-ul pentru creier, adică să ne menținem creierul activ într-un sens bun, așa un training, adică al memoriei. Și punctul nouă era în cartea respectivă flexibilitatea cognitivă și emoțională, adică să rămânem flexibili, cum am zis, cine are vederea asupra vieții și asupra lumii inflexibilă, are șanse destul de puține să răzbească, adică îi vedem, cred că pe Facebook, pe mulți dintre ei, cu gândirea asta inflexibilă. Asta este un risc foarte mare pentru acești oameni să nu răzbească în viață și trebuie să rămâi flexibil cognitiv și emoțional, cu mintea și emoțiile. Și punctul 10, care este dovedit științific, este că dacă ai un sens și un scop în viață, vei trece mult mai ușor peste acele evenimente traumatice. Slavă Domnului Ioana, mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta. Este un subiect atât de vast, merită tratat de-a lungul mai multor emisiuni. O să mai revenim la tema aceasta, pentru că e o temă care, din păcate, cred eu că ne va preocupa mult de acum încolo. Vom vedea în jurul nostru acești oameni care trec prin traumele războiului. Vom mai aborda și în celelalte emisiuni pe care le vom face împreună, ne vom face referire și la efectul pe care le produce războiul. Așa că pentru seara aceasta îți mulțumesc foarte mult. A fost extraordinară o bucurie să te ascultăm și mai mult să înțelegem ce este trauma, care sunt cauzele care sunt efectele și apoi ce soluții avem. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc mult și sper mult ca lumea să aibă de profitat de pe urma informațiilor astea, pentru că până la urmă, dacă știi cu ce te confrunți, e mult mai ușoară situația, îți ușurează povara situației în care te afli. Așa este, sunt de acord cu tine și așa vom face, vom discuta, le vom explica astfel încât toți cei de acasă să ne poată înțelege și mai mult folosi aceste informații. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Până data viitoare, noi de aici din studio vă salutăm și vă spunem la revedere!